Începând cu anul 500 înaintea erei noastre, Imperiul Roman și-a extins teritoriul în părți ale Europei și Africii de Nord, atingând o lungime totală de aproximativ 7500 de kilometri în secolul al II-lea după Hristos. Segmentul românesc, limesul Daciei, a fost operațional între anii 106 și 271 și reprezintă cea mai lungă și complexă frontieră terestră a unei foste provincii romane din Europa. Cuprinzând 277 de componente, această linie de graniță traversa peisaje diverse și includea cetăți legionare, forturi auxiliare, bastioane de pământ, turnuri de supraveghere, tabere temporare și clădiri seculare. Această adunare generală a UNESCO a avut loc pe data de 21 iulie la New Delhi, în India, 2024, ocazie cu care au fost adoptate și votată lista cu propunerile pentru a se înscrie și a fi protejată UNESCO o serie de monumente istorice de pe teritoriul României. Trebuie să remarc faptul că acestea au fost îndelung analizate spre a fi propuse de către Comisia Națională LIMES, coordonatorul științific al celor două situri arheologice de importanță națională până acum, și o să revin să spun de ce am făcut această afirmație, este domnul conferențiar universitar Mircea Negru, care este membru și al Comisiei Naționale LIMES, coordonator al sectorului E1, ce cuprinde monumentele din lista de pe linia Oltului din județele Olt, Vâlcea, Sibiu și Brașov. Printre siturile incluse în noua listă se numără 4 situri romane din județul Olt, care fac parte din frontiera de est a Imperiului Roman, cunoscută sub numele de Limes Alutanus sau linia Oltului. Aceasta pornește din zona Sucidava, Corabia și străbate localități precum Gostavățu, Crâmpoia și Dobrosloveni. Este vorba despre situri arheologice de la Romura, situri de la Sucidava, Slăveni și Crâmpoia. Acest ansamblu, de fapt, monumental care a fost adoptat acum pe lista UNESCO de către Adunarea Generală, cuprinde o serie de 277 de componente, fiind intitulată Frontiera Românească a Daciei, partea frontierei Imperiului Roman. Alături de acesta au mai fost introduse, de fapt, fuseseră introduse pe listă și cele din Bretania și Germania, urmând ca a fi supuse și cele de pe limesul dunărean, care cuprind Serbia, Bulgaria și România. Importanța rezidă din recunoașterea internațională a valorii universale a acestor monumente, care până acum erau de cât de importanță națională. Această recunoaștere internațională vine cu fix o lună înainte de festivalul Romula Fest, organizat în fiecare an în satul Reșca, localitatea Dobrosloveni, un eveniment care celebrează bogata noastră moștenire culturală prin reconstituiri captivante din istorie, meșteșuguri tradiționale, dar și momente artistice de muzică folk.